Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Câteodată chiar mă bucur că mai primesc și eu altceva pe mail-ul ăla de sugestii în afară de confirmări la înregistrări pe Matt in 2 România sau mimuri de căcat. Sper să apară în video! Astăzi o să ne uităm la niște anunțuri pișate de pe OLX trimise de voi. Hai să vedem dacă o să facem amusant azi și dacă o să le găsim niște potențial cumpărători acestor ilustre produse prezentate prin intermediul acestor anunțuri. Eu nu am reușit niciodată să vând ceva pe OLX. Am pus odată prin preajma Crăciunului niște căști de gaming la 100 de lei, că mă gândeam că le cumpără cineva. No, e Crăciunul, cadouri, chestii, fericire. O zi înainte de ajunul Crăciunului îmi scrie ceva tanti. Îmi zice că nu pot să-mi dea 100 de lei, că îmi dă 50 de lei, că săraca e disperată, mă. Și m-a întrebat dacă puteam să ne vedem într-o oră, că încă nu-i luase nimic lui fiul s-o de Crăciun, mă. Ce mamă extraordinară să-mi bag, pur. Nu știu, poate dacă nu s-ar fi uitat atâta la așia manetului, unde a învățat ea arta negocierii, poate ar fi păsat de fiul-su, da, na. Noi să vedem ce anunțuri mai posta românașii noștri. O ușă de Logan în mirifică condiție, doamnelor și domnilor, cum puteți observa acolo, la doar 100 de lei! Wow! Sincer, chiar mă gândeam să-mi schimb bușa asta de la pod cu ceva mai rezistent și uite că am găsit soluția. Hoții nici n-au cum să-i dea lockpick la ușa asta, mă. E tehnologie de ultimă generație, mă. Nici măcar n-are mâneri de la, mă, de deschis ușa. Dar păi eu cum ies după aia din casă? Ușa asta de Logan arată a ceva foarte generic și ai putea să găsești duminica în Mureș la orice copiot. Capace furate de la mașină, am mai auzit, dar păi... Tătă ușa burito cu fasole. Am fost și la Masterchef la cuțite cu preparatul livrez și la domiciliu. Delicios. Ăsta dacă îl bagi la microunde și ești suficient de ambițios, poți să-l folosești pe post de pizdă de buzunar. Boss mag. Ce pot să zic? Tot arată mai apetisant decât mâncarea servită la spital. Sau pizzele din Botoșani. Dar ținând cont că dacă mânci drăcia asta, probabil tot la spital ajungi. Bă, nu știu dacă e o afacere chiar așa de bună, dacă mă întrebați pe mine acum. Aia ce e asta? Costum de urs 2018. 600 de lei. Dumnezeu, e o veră aici. Mărime 55-4XXL. Stare în condiții bune. Culoare. Maro. E maro, eu văd maroz aici. Marca. Zara. Vând costum de urs și de ursar dobă. Pula mea, un ursar dobă. Mai multe detalii. Urs blestemat. Mai multe detalii în privat sau prin telefon. Ce pula mea e chestia asta, mă? Unde-i ursul? Ce arhanghelul Gavrilei? Abominația asta, mă, de costum cu care mergi să faci cosplay la Comic-Con, bă. Bă, cred că atâția bani reușești să aduni de la oameni proști, mă, dacă ieși pe stradă să cerșești cu așa ceva pe tine, mă. Asta e una din pozele alea. Știți pozele alea la care dacă vă uitați deja le simți mirosul? Ah, curdospit. Nu, aia da, training vagabond vatuit. Bă, de ăsta vinde trainingul sau vagabondul din poză? Sau cred că mai degrabă primește 100 de lei numai să te îmbraci de la vagabond. Bă, așa are mai mult sens, sincer. Ursuleață frumoasă caută o casă. Ursuleață simpatică și frumoasă caută o nouă casă. E curată, manierată și bine educată. Are înălțimea de 65 cm și îi deschiderea brațelor de 55 cât să cuprindă în brațe un copilaș mai mititel. Bă, nu, bă. Copii grași și proști, 800 de lei. Copii scuți, scuți, scuți. Da. Vând fantome. Aaaa! Vând fantome discrete și jucăușă asta, mă. Chestii jucăușe. În poză este Maria. Ciao, Maria. Dacă o vrei, ți-o pot trimite împreună cu povestea ei pe care o vei găsi în pachetul livrat. Maria își dorește să cunoască oameni noi. Ambalajul este inclus în preț, transportul nu. Mă, voi vă dați seama câți bani aș fi făcut? Mă, așa de rău îmi pare acum, mă. Băga mi-aș picioarele, mă, că nu m-am gândit, mă, la vremea respectivă, mă, să aspir fantoma aia din vechiul apartament și să o bag într-o sticlă de Adria Cola și pe aia să o vând pe OLX, mă. Marian, Marian, casă. Marian! Ca să bătrânească cu curte și grădină în... Bă, de dracule ați găsit astea, mă? Masaj de relaxare! Masaj la domiciliu clientului în București. Ioi, domne, îți mulțam că nu stau în văgăuna aia. Doar pentru domne. La următoarele condiții, preț 100 de lei pentru o oră și jumătate de masaj. În preț intră creme și uleiuri de masaj, transportul meu și costumație sterilizată. Ce pula mea. Vând vacii frumoase. Vând vocuțe foarte frumoase. Mai multe informații la telefon, sunați-mă numai dacă vă interesează. Plâng la înmormântări. Plâng la înmormântări prețuri.
100 de euro plâns normal, 200 de euro plâns normal plus aruncat în groapă, 300 de euro deschis sicriul și pe mortul, 400 de euro jelit plus urlete plus aruncat de pe biserică, 500 de euro bat popa plus scot mortul din sicriu, 1000 de euro mă îngrop cu mortul, 3000 de euro, ai de capul meu, toate serviciile de mai sus plus dezbrac mortul și fug cu el prin cimitir. Să-mi bat pula, că îl sun pe ăsta, îmi fac rezervare deja de pe acum, că eu dacă mor o să fie două situații, nu o să vină nici pula la mormântarea mea, o să vină prunci, o să vină și acolo prunci să-și facă poze cu mine. Puteți de face poze cu Zapi. Eu între timp acolo. Vând socră urâtă și proastă. Socra mea e cea mai urâtă și mai proastă din toată țara, dar o dau ieftin. Și cu toate care 78 de ani, poate o luați pentru ridic sau pentru jumătate ficat. BTS, J-Hope, membru stand 150 lei. Numai gândindu-mă pentru ce chestii folosită macheta asta de carton în mărime naturală cântărețului ăsta din BTS, deja mi se ridică, mă, mi s-o văgut pielea de găină, mă, numai că mă gândesc, ai de cap. Gunoi 10 lei. Vând gunoi copt. Fac pula că a venit chiar toamna. Bă, îmi place, mă, e frig. E bine, mă cac pe ea vară și pe căldura ei. Da, toată lumea face dovleac copt, mă. Eu nu suport dovleac cu copt. Nici nu vreau să-l miros, nici nu vreau să-l gust. Mă cac în el. Bă, dar la un festin boieresc cu gunoi copt, m-aș băga fără ezitare oricând sunați. Tablou Manelica, Vali Vigelie, Adi Minune, Guta, 100 de lei. Bă, de ce sunt atâtea chestii la 100 de lei, mă? 100 de lei o devenit așa o sumă de aruncat mai nou. Ia, mă, s-o devaloriza banul, mă. Eu Metallica nu se mai prind în viață, le-am ratat concertul. Rammstein cred că nici la fel. Ce trupe de rock mai ies pe acolo prin Mureș? Nici alea nu cred că le mai prind. Dar, mă, la Manelica, la un concert Manelica chiar m-aș duce, bă. E visul meu de azi. Te-ai depus aici pe perete, mă. Cred că-l sun pe ăsta, mă. No, dragilor, cam atât au fost cu anunțurile astea. Mi-ați trimis o grămadă de anunțuri. Ziceți-mi în comentarii dacă mai vreți clipuri de genul, că mi-ați trimis o grămadă. Și când zic o grămadă, o grămadă, numai n-am vrut să fac clipul ăsta de 40 de minute, că să m-a uitat nici dracu. No. De asemenea, care dintre următoarele obiecte cu o utilitate extraordinară în viața reală vi le-ați achiziționa? Vă rog și asta să-mi spuneți în comentarii și de ce. Eu unul mi-aș lua macheta asta cu J-Hope din BTS, numai ca să-l scap de diverse eventuale abuzuri dacă ajunge în mâinile cui nu trebuie. Și să fie inclus după aia în povești amoroase de pe Wattpad, care o să apară în curând, dar n-ați auzit de la mine. Vă urez o zi cât mai frumoasă. Mie aceste anunțuri chiar mi-au făcut ziua mai bună, să-mi bag piciorul, mă. Mă bucur că au revenit back in the business anunțurile din România, mă. N-am mai făcut așa ceva de ani de zile și sunt foarte, foarte fericit. Vă urez sănătate, numai bine și ne vedem la un următor videoclip.